Mă numesc Daniela Manea și sunt foarte bucuroasă pentru că e un timp în care poți să-ți derulezi viața înaintea lui Dumnezeu și înaintea unor oameni care te ascultă și înaintea cărora aș vrea să spun că n-am trăit în zadar 62 de ani. M-am născut într-o familie de pastor. Și cred că asta spune mult. M-am născut în anii foarte grei ai comunismului, când mulți pastori și oameni de credință foarte puternică, înaintași în viața de credință, în comunitatea evanghelică, au avut foarte mult de suferit datorită credinței în Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos. Printre aceștia s-a numărat și tatăl meu, care în urma efectuării unui botez pentru care s-a socotit că l-a făcut fără autorizație, însă autorizația a fost solicitată, dar n-a ajuns la timp, a fost condamnat la 3 ani și jumătate de pușcărie. Aveam doar 7 ani atunci și lucrul acesta m-a marcat foarte tare când am văzut că milițianul de atunci intră în curtea noastră, întreabă de tata și ni se spune nouă copiilor, mai am o soră, mai mică, să nu vă supărați, tata o să plece cu nenea milițianul și probabil că o vreme nu o să-l mai vedeți. N-am înțeles. Când mama a ajuns acasă și am întrebat-o și mama știu despre ce este vorba, a încercat să ne explice pe înțelesul nostru de copii. Bucuria cea mare a fost că în primele câteva luni de la întemnițarea tatălui meu, în casa noastră, aproape în fiecare seară, frații se adunau la rugăciune. Se rugau pentru tata, se rugau pentru noi, se rugau și pentru alți creștini persecutați, căutați, pentru simplul fapt că își mărturiseau cu putere credința în Dumnezeu. A fost așa o mare bucurie și am înțeles de la 7 ani ce înseamnă să cer de la Dumnezeu lucruri mari. Frații aceia din biserică se rugau ca tatăl meu să reziste în pușcărie și dacă Dumnezeu poate să facă posibil să fie eliberat mai curând de 3 ani și jumătate. Și după 3 luni am aflat de la acești frați că a fost dat un decret prin care toți deținuții condamnați până în 5 ani de închisoare pot fi eliberați. Tatăl meu, având doar 3 ani și jumătate condamnare, după 3 luni de închisoare a venit acasă. Sigur, istorisirile lui, modul în care și-a păstrat credința și cugetul curat în cele mai grele perioade au constituit pentru mine personal un punct de hotar. Mi-am dat seama întâi de toate că Dumnezeu este mare, că Dumnezeu răspunde la rugăciuni, asta înțelegea un copil în clasa întâi, și că Dumnezeu poate să facă ceea ce poate nici nu te gândești. Asta o spun acum, după foarte mulți ani, dar lucrul acesta m-a marcat. A fost o piatră de hotar. Au urmat alți ani grei, am ajuns la liceu, acolo, pentru că erai un elev bun la învățătură în anii aceia, trebuia neapărat să faci parte din organizația utecistă. Nu prea mi-am dorit și mă gândeam, atunci când instructorul de UTC a venit să vorbească cu mine, i-am spus, nu pot să mă înscriu pentru că sunt sigură că peste câteva luni o să mă dați afară. Eu cred în Dumnezeu. Și a spus, ai tânără dragă, astea-s basme, sunt legende. Și am spus, pentru mine nu sunt. Eu cred ce este scris în Biblie, așa m-au învățat părinții mei, așa m-a învățat tatăl meu. Deci nu, chiar nu-mi doresc să fac parte din această organizație. Și mi s-a spus că așa ceva nu se poate. Că cel puțin primii 3 premianți și cei cu mențiune trebuie să facă parte din organizația UTC.
Da, am fost prorociță, dar așa s-a întâmplat. M-au înscris în organizația UTC pentru ca după o scurtă perioadă de timp să mi se impute că merg la biserică. Și am spus eu, am spus de la început, nu aveți ce să-mi reproșați. Ce m-a durut cel mai tare a fost faptul că m-au învinovățit de foarte multe lucruri. Ori la 17 ani n-a prea știi să răspunzi la toate provocările unor oameni mari care te duc pe tot felul de tărâmuri. Eu i-am ascultat de tot ceea ce m-au incriminat, cum se poate ca un copil care învață, ca un copil care studiază să se ocupe de astfel de basme pe care le conține Biblia. Tata îmi spunea așa, atunci când nu știi ce trebuie să răspunzi, mai bine taci și în concluzie spune oamenilor doar atât. Asta-i credința mea și mai mult de atât n-am ce să vă spun. Și asta am făcut. Mai târziu am înțeles cât de important este să păstrezi legătura cu Dumnezeu, pentru că în viață ai parte de o mulțime de alegeri. O alegere este meseria, o alta este căsătoria. Și dacă aceste lucruri foarte serioase, pe care le practici meseria pentru o viață, iar căsătoria tot așa o faci într-un legământ de o viață cu cineva, e foarte bine să-L întrebi pe Dumnezeu, să te consulți cu Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu și să aștepți. A fost o dezamăgire la vârsta de 20 de ani, când ar fi trebuit să mă căsătoresc și nu a mai fost posibil datorită unor vorbe nechipzuite la adresa mea. Am suferit foarte mult, dar am știut că dacă voi rămâne credincioasă lui Dumnezeu, El îmi va purta de grijă. Și niciodată nu-i voi putea mulțumi lui Dumnezeu pentru soțul meu, pe care l-am întâlnit în anul în care, în toamna acelui an, împlineam 27 de ani și am înțeles ce purtare de grijă deosebită mi-a dat Dumnezeu, așa încât după ce m-am căsătorit și am avut 3 copii, am 3 fete, fiica cea mare are 34 de ani și este medic pediatru și am 2 fete gemene care au împlinit 32 de ani. Una este un foarte bun specialist în limbi străine, engleză, franceză, și cealaltă este jurist în Ministerul Apărării. Cred că pas cu pas în sufletul meu Dumnezeu a adâncit credința în El. Printr-o mulțime de împrejurări și greutăți și frustrări și dezamăgiri omenești, că oricare om pe lumea asta are frustrări și dezamăgiri, poate cea mai mare dezamăgire ar fi să rămâi fără Dumnezeu. Dar atunci când îl ai pe Dumnezeu în sufletul și în inima ta, este imposibil să nu poți să treci peste anumite lucruri. Fetele noastre s-au făcut mari, eu 10 ani am stat acasă, am avut ceva probleme de sănătate cu fetele și am hotărât cu soțul meu să nu-mi încep serviciul decât atunci când vom înțelege că ele sunt restabilite cu sănătatea. Sigur, ar fi multe de spus și aici sunt experiențe extraordinare. Putem fiecare dintre noi să scriem o carte. Și încă una de aducere aminte a faptului că ceea ce Dumnezeu îți promite în cuvântul Lui, El face. Dacă El spune copiilor Lui că nu-i va lăsa cu niciun chip, lucrul acesta este adevărat și se împlinește. Și eu pot să spun că s-a împlinit în viața mea. Ei, după vreo 10 ani de stat acasă, de crescut copii, în București, acolo unde locuim, s-a făcut un anunț că este foarte posibil să se deschidă, era după Revoluție, un post de radio creștin și că sunt căutați oameni care vor să lucreze. Eu am aflat lucrul acesta, dar
Nu am crezut că acest anunț mă poate cumva privi pe mine. Soțul meu însă, care a văzut darurile pe care Dumnezeu le-a pus în mine, modul în care ani de zile am spus poezii în biserică, am cântat mulți ani împreună cu sora mea duete, mi-a spus, ar fi foarte bine să încep un astfel de serviciu. Am zis, dar eu nu am o pregătire pentru o astfel de slujbă. Mi se părea a fi la radio o slujbă foarte grea, plină de responsabilități și trebuia să cunoști o mulțime de lucruri. Și pentru că nu m-am văzut în stare, am spus, eu nu merg să mă înscriu la concurs pentru că nu vreau să mă fac de rușine. Trebuie să vă spun și lucrul acesta. Nu te faci de rușine cu Dumnezeu. Chiar dacă ai 42 de ani și Dumnezeu zice, vreau de acum să mă folosesc de tine într-o lucrare specială. În cele din urmă, la rugămințile soțului meu, m-am dus să mă înscriu la concurs, deși eram mai mult decât convinsă că n-am să iau examenul. A fost un examen destul de dur. Însă am trecut absolut toate testele. Și testul de voce. Și examenul scris. Și am primit anunțul acasă, pe care nu l-am așteptat, pentru că am fost mai mult decât convinsă că n-am să-l pot lua. Sunteți dintre cei care ați reușit la examen și avem mare nevoie să veniți la radio. Dacă se poate și mâine. A doua zi trebuia să plecăm în concediu. Și am spus, a doua zi nu pot, că deja avem bilete și plecăm în concediu. Peste 10 zile. Și peste 10 zile m-am dus. Și de atunci au trecut 20 de ani. Grei, dar foarte frumoși. E minunat să fii în slujba lui Dumnezeu. E ceva ce cuvintele sunt prea sărace ca să poată spune. Poate vom avea alt fel de cuvânt dincolo în veșnicii, ca să spunem minunile pe care le trăim atunci când suntem în slujba lui Dumnezeu. Cel mai greu lucru este că Dumnezeu, când vrea să se folosească de tine, nu se poate folosi așa cum ești. Trebuie să te lași la dispoziția Lui ca să te schimbe. Dar nu așa odată pentru totdeauna. El te schimbă în fiecare zi. Cu fiecare zi de radio, cu fiecare zi de emisiune, cu tot ce se întâmpla în jurul meu. Trebuie să vă spun că după 20 de ani de radio, părinții mei care încă trăiesc, tatăl meu are 86 de ani și mama 82, îmi spun că eu sunt și nu mai sunt copilul lor. Pentru că dintr-un copil introvertit, care spunea mama, scoteam cu cleștele cuvintele de la tine, când am ajuns la radio, mama îmi spunea, mi-e așa de teamă să nu greșești ceva, să... mai ales atunci când intram în direct cu ascultătorii. Avea așa emoții, spunea, nu pot să te ascult. Și am zis, mama, dacă nu mă asculți tu, o să mă asculte alții și o să mă critique. Mai bine, ascultă-mă tu și critică-mă tu, că eu pe tine n-am cum să mă supăr. De la tine o să primesc orice critică. Și draga mama a început să mă asculte, să-i piară emoțiile, să mă și critique, dar criticile ei erau totdeauna pertinente. Numai că eu am dorit ca și fiicele mele să mă critique, să mă asculte și să-mi spună ce-i bine, ce nu-i bine. Însă înainte de ei toți, am învățat de la Dumnezeu să-mi reascult emisiunile pe care le făceam și să fiu eu cel mai dur critic al meu. În felul acesta am învățat foarte multe lucruri, foarte multe lucruri. Una dintre emisiunile foarte dragi mie este, numele meu este Femeie. Atunci când am inițiat emisiunea, primele emisiuni le-am făcut în legătură cu femeile din Biblie și au fost anumite dramatizări făcute radiofonic, după care am avut emisiuni interactive pe anumite subiecte, iar de câțiva ani buni, nici nu știu să mai spun de câți,
Dumnezeu mi-a spus că emisiunea care are cel mai mare impact este cea în care ai invitate și care își spun mărturii și experiențe din care orice femeie și chiar orice bărbat, pentru că să știți că la emisiunea aceasta și bărbații trag urechea și am primit considerații și aprecieri și din partea unor bărbați. Și când a fost posibil, am avut invitată femeia cu soțul ei. Ceea ce am văzut în toți acești ani, prin prisma acestei emisiuni, a fost faptul că fiecare om are o anumită experiență cu Dumnezeu. Și că de la fiecare om pe care îl întâlnești și cu care stai de vorbă, chiar și numai o jumătate de oră sau o oră, în timpul unui interviu, poți să înveți foarte multe lucruri. Și vă mărturisesc că mă consider o femeie câștigată, o femeie îmbogățită care a stat de vorbă cu sute de femei pe care le-am cunoscut în diverse moduri. Chiar atunci când am început această serie de emisiuni cu invitate în fiecare săptămână, i-am spus Domnului, Doamne, îmi cer ceva ce mi este imposibil, cred, să realizez. De unde să cunosc eu așa vreo 50 de femei pe an, cu mărturii una și una? Dumnezeu este uimitor. Nu numai că mi-a făcut rost de astfel de femei invitate, dar au fost modalități prin care am ajuns la anumite conferințe de femei. Și acolo veneam acasă cu câte 10-15 interviuri. Am fost invitată în anumite tabere de femei. În urmă cu 2 ani, trebuie să vă spun experiența asta, am fost într-o tabără de femei văduve care aveau cea mai înaintată vârstă 57 de ani și cea mai mică 30 de ani. Și în acea tabără de femei văduve am făcut un serial cu 10 interviuri, pentru că din cele 28 de femei care au participat la tabără, doar 10 au fost în stare să spună mărturia lor. O mărturie, am făcut un serial pe care l-am intitulat Oaza din pustia văduviei, pentru că fiecare interviu în parte ne ducea într-o oază acestor femei aflate în văduvie din tinerețe. Și vreau să vă mai spun că asta m-a marcat. Interviul a fost luat unor femei care aveau cel mai puțin 3 copii și una dintre ele avea 13. Nu cred că am primit o încurajare mai mare și eu și ascultătoarele emisiunii, și emisiunea a fost difuzată în mai multe posturi de radio din rețeaua Vocea Evangheliei din țară și am primit telefoane de la multe femei care au fost extraordinar de încurajate de mărturiile acestor femei. Nu-i lucrarea mea. Eu sunt în slujba celui ce este atotputernic, celui ce iubește fără măsură oamenii, cel care are toată înțelepciunea și ne-o poate da și nouă. Sunt o femeie simplă. Nu m-am pregătit pentru această lucrare. Dar când te lași în mâna lui Dumnezeu, poți să faci mult mai mult decât ai crede sau măcar ai gândit vreodată. N-am avut niciodată vreun vis că voi ajunge să fac așa ceva. Încă o dată, doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Și vă vorbeam de conferințe, așa prin interviuri am ajuns să cunosc femei deosebite, cu daruri speciale, cum este doamna Ligia Seman, scriitoarea Ligia Seman. Am întâlnit-o prima oară în București, atunci când cu ani în urmă și-a lansat una dintre cărți, e vorba de Cartea Tragedie și Triumf, atunci am cunoscut-o, i-am luat un interviu. Pur și simplu ne-am plăcut una pe alta, ca surori în Hristos, și am colaborat cu dânsa la mai multe conferințe. Una dintre acestea care m-a marcat foarte mult a fost conferința de la Suceava, cu mulți ani în urmă, poate 7, și acolo ne-am gândit la femeile de etnie romă,
care au și ele nevoie de o astfel de întâlnire în care să se cunoască, să se ajute, să învețe să se roage una pentru cealaltă, prin mărturii să se încurajeze, să se îmbărbăteze. Și așa, în aceeași vară cu conferința de la Suceava, am ajuns să facem o conferință în localitatea Toflea din județul Galați. De acum, localitatea în sine spune foarte mult și vorbește mult despre comunitatea creștină a fraților noștri creștini din Toflea. Și n-am să uit niciodată când am intrat prima oară în această biserică la conferință și când au aflat că am ajuns și am intrat în biserică, 800 de femei de etnie romă și-au întors ochii către noi și ne-au salutat. Și sunt femei speciale. Le iubesc și le prețuiesc foarte mult. Am învățat multe lucruri de la ele. Vorbesc puțin, muncesc mult și au o dragoste pentru Dumnezeu foarte mare. Suferă foarte mult din partea soților necredincioși și a copiilor rebeli, tocmai pentru că îl iubesc pe Domnul mai mult decât orice. Acum, după atâția ani, am reușit, am făcut conferințe acolo unde multe femei își doreau, pentru că de câțiva ani buni, multe femei din țară, am fost la Vaslui, am fost la Rădăuți, am fost la Giurgiu, sunt foarte multe femei care își dau seama că au nevoie de învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu. Au nevoie să aibă prietene, nu poți trăi de unul singur. Da, soțul tău ți este cel mai apropiat, dar ai nevoie să te sfătuiești cu cineva. Poate cu mai multă experiență în Cuvântul lui Dumnezeu sau poate cu mai multă experiență de viață. Poate cineva are mai mulți copii și a trecut prin experiențe deosebite. Un cuvânt din partea unei astfel de femei este o mare încurajare pentru o femeie mai tânără. Și când în conferințele acestea pentru femei aduci mai multe femei la un loc, asculți multe experiențe și mie îmi place să adun la aceste conferințe mărturii pe care le aflu chiar în acele zile. Și le adun pentru că sunt de mare preț și pentru alte femei care le ascultă. Mi-aduc aminte de o experiență. Am întâlnit o doamnă care atunci avea 65 de ani într-o conferință de la Mamaia. Are 14 copii și a rămas văduvă. Și femeia aceasta a știut să mărturisească în vorbe extrem de chipzuite modul în care și-a încurajat copiii după moartea soțului. Lucru care m-a marcat a fost faptul că în prima seară, deci în ziua în care a fost înmormântat soțul, în prima seară și-au adunat paturi din două camere și le-au pus într-o singură cameră și a dormit împreună cu toți copiii vreo câteva luni, până când mama, femeia aceasta care acum avea 65 de ani și copiii toți credincioși, crescuți în singurătate, ea nu s-a mai recăsătorit, s-a ocupat de copii și a crescut singură. Femeia aceasta a fost călăuzită de Dumnezeu să scrie o carte. Și am fost foarte interesată să-mi spună de ce a scris. A scris o carte cu fiecare capitol dedicat fiecărui copil. Știți ce am înțeles din cartea asta? Că o mamă trebuie să-și cunoască foarte bine copiii. Dacă nu-i cunoști bine, nu-i poți ajuta, nu-i poți călăuzi, nu-i poți îndruma, nu-i poți ține aproape de tine în situațiile dificile ale vieții. Femeia aceasta le-a dedicat câte un capitol, îi cunoșteai pe copii după modul în care se raporta la fiecare dintre ei, copii acum mari, unii chiar la casele lor. Și fiecare capitol se încheia cu o dedicație specială din partea mamei pentru fiecare copil în parte. O astfel de femeie am cunoscut-o la o conferință pentru femei de la Mamaia în urmă cu mulți ani. Am continuat să păstrez legătura.
a trecut printr-o încercare foarte grea cu una dintre fete. Și emisiunea pe care am realizat-o cu dânsa a ajuns în zona în care locuiește și a avut posibilitatea să o asculte, dar ea nu a știut. Pur și simplu, știți, oamenii spun că întâmplător, dar eu cred că nimic nu este întâmplător în viața asta. Și sora noastră spunea, nici eu nu cred că a fost întâmplător, că am reascultat ce am spus atunci. Și eu m-am încurajat pe mine cu acele vorbe pe care vi le-am spus dumneavoastră atunci. Sau mai bine zis, spunea dânsa, Dumnezeu mi-a pus în gură atunci așa cuvinte, pentru că el știa că în acea perioadă eu aveam nevoie să le reascult. Foarte multe experiențe legate de mărturiile femeilor. Acum, de vreo 3 ani de zile, în București sunt întâlniri cu diverse ocazii, fie la nivel de București sau de comunitate de București, dar sunt și studii biblice, sunt foarte preocupată de studii biblice pe grupe de femei, 10-20 cel mult. Consider că noi, fiind ca soții și mame, primii învățători pentru copiii noștri, trebuie, iertați-mă acest trebuie, dar trebuie să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este El scris. Da, sunt foarte bune predicile, sunt foarte bune cărțile, dar și acestea sunt inspirate din același cuvânt plin de putere care vine din gura lui Dumnezeu. Este lecția pe care, să zic așa, dacă ar trebui să o rezum din ceea ce m-a învățat tatăl meu pe parcursul vieții și ne spune și astăzi, și așa ne spune mereu și mie și surorii mele, cât voi trăi, vă voi spune acest lucru. Să știți cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el scris. Și nu vă veți rătăci niciodată, nici voi, nici copiii voștri și nici oamenii pe lângă care v-a așezat Dumnezeu pentru o vreme. Tocmai în această vreme de mare rătăcire, cred că și femei și bărbați e de dorit să ne aprofundăm în acest cuvânt al lui Dumnezeu, să-l citim, să-l studiem, să aibă Dumnezeu Duhul Sfânt ce să ne aducă aminte în cele mai grele împrejurări ale vieții. Viața cu Dumnezeu poate fi grea. Am trecut prin greutăți cu fetele gemene, au avut septicemie generalizată la 3 săptămâni de la naștere. Când fiica noastră a intrat la medicină, în anul acela am fost suspectă de cancer. Și am lipsit de la radio vreo 6 luni, nu știam dacă mă voi putea întoarce înapoi. Acum pot să spun că am fost suspectă de cancer, dar atunci nu mi s-a spus așa. Mi s-a spus că am cancer. Soțul meu a avut un accident de muncă din care trebuia să moară sau să rămână fără o mână, dar nu s-a întâmplat nimic din asta. A fost în ziua în care trebuia să intru în direct într-o emisiune, numele meu este Femeie. Și am aflat înainte cu o oră de emisiune. Și colegii mei mi-au spus, haideți să dăm o reluare. Un cuvânt foarte prețios din predica de pe muntea Domnului și Mântuitorului nostru este acesta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Și toate celelalte lucruri vi le voi da pe deasupra. Eu am știut doar că a avut un accident de muncă și mai mult nimic. Și că a fost dus în stare de inconștiență la spital. Și am spus, Doamne, Tu m-ai ajutat să pregătesc emisiunea asta atât de profund. Nu voi renunța. Mă voi duce, voi face și după aceea merg la spital. Acum pot să vă spun, soțul meu trăiește, suntem binecuvântați de Dumnezeu, își mișcă mâna, folosește toate degetele, ani de zile n-a putut să o ducă la gură, acum poate, cine se încrede în Dumnezeu. Crede imposibilul, vede invizibilul și primește de la Dumnezeu imposibilul. Voi continua să cred și să încurajez și pe alții. E singurul vrednic de încredere, Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos, care ne-a adus izbăvirea
și a venit aici ca să ne ducă pe noi în slavă.